Bacteriile. Lecție dedicată elevilor din clasa a 5-a. Bacteriile au fost observate cu un microscop pentru prima dată în anul 1676 de către savantul danez Antonie van Leeuwenhoek, însă pionierul microbiologiei medicale a fost Robert Koch, care a studiat îndeaproape patologii precum colera, antraxul și tuberculoza. În urma studiilor pe tuberculoză, Koch a demonstrat relația cauzală între microb și boala produsă de acesta, primind astfel în 1905 Premiul Nobel pentru Medicină și Fiziologie. Bacteriile sunt organisme unicelulare, procariote. Populează mediile de viață precum terestru, aerian, acvatic și subteran. Bacteriile, fiind organisme cu o structură relativ simplă, pentru ele este caracteristică lipsa unui nucleu celular delimitat de o membrană, iar materialul genetic este distribuit sub forma unei structuri citoplasmatice nucleoidice. Spațiul citoplasmatic este lipsit de organite celulare. Celula bacteriană este învelită de o membrană celulară și un perete celular. Unele bacterii prezintă și un înveliș exterior, o capsulă, iar altele sunt capabile să se diferențieze în endospori, forme latente rezistente la condiții extreme de mediu. Bacteriile prezintă o mare varietate de forme și dimensiuni. Celulele bacteriene măsoară aproximativ o zecime din lungimea unei celule eucariote și au o lungime de 0,5 până la 5 micrometri. Majoritatea speciilor bacteriene prezintă formă sferică, fiind în acest caz denumiți coci. Pot avea formă alungită, bacilii. Unele bacterii se aseamănă cu o virgulă, fiind în acest caz vibrioni, iar altele prezintă formă spiralată, fiind în acest caz denumiți spirili sau spirochete. Plantele care au cloroplaste prezintă hrănire autotrofă, folosind energia solară pentru prepararea compușilor organici. Bacteriile, neavând cloroplaste în citoplasmă, au o hrănire heterotrofă asemeni animalelor și tupercilor. Își iau hrana gata preparată din mediul în care trăiesc. Acest tip de hrănire se manifestă în trei moduri. Bacteriile saprofite își iau substanțele organice de la organismele moarte. Bacteriile parazite își iau substanțele organice din organisme vii, astfel provocând boli, cum este tuberculoza. Bacteriile simbionte prezintă o relație echilibrată cu organismul viu în care trăiesc, de exemplu, bacteriile fixatoare de azot la plantele leguminoase. Înmulțirea bacteriilor se face în două moduri. În condiții favorabile se divid în 2, 4, 8, 16 și așa mai departe foarte repede. În condiții nefavorabile, membrana lor se îngroașă și bacteriile se transformă în spori. Importanța bacteriilor. Există bacterii fermentative care transformă laptele în brânză sau contribuie la acrirea murăturilor. Oțetirea vinului este datorată tot bacteriilor fermentative. Există bacterii care ajută la topirea tulpinilor de in și cânepă, din care se obțin fibre textile. Bacteriile fixatoare de azot ajută la îmbogățirea solului cu azotați. Provocare. Identificați părțile componente ale unei celule bacteriene conform desenului din imagine. Prezentați cauzele, simptomele și modul de prevenire a următoarelor boli, pertussis, difteria și tetanosul. Vă mulțumesc pentru atenție!